Domnule director, spuneți-ne în primul rând de cât timp colaborați cu Safety Broker. Păi, practic, noi colaborăm de un an și jumătate. Așa cum am spus și în timpul conferinței, colaborarea Safety Broker cu compania OmniSig a fost întreruptă pe o perioadă de 3 ani de zile. Nu se știe din ce motive, dar noi am considerat că el este un broker foarte important și aveam nevoie de el, cum și el avea nevoie de noi. Și am încercat să reluăm activitatea așa cum fusese ea odată. Sigur că aici această colaborare a fost și favorizată de faptul că eu personal mă cunosc cu domnul Viorel Vasile de peste 10 ani de zile și acesta a fost un factor, să zicem, decisiv în reluarea acestei colaborări. Ce pot să vă spun? Că de la zero subscrieri s-a ajuns într-o perioadă de un an și jumătate, așa cum am pomenit, la aproape 15% din cifra de afaceri al Safety Broker. Eu zic că este o performanță pentru compania OmniSig. Sperăm să ajungem la o cotă mult mai mare în perioada următoare. Și lucrurile au decurs așa cum ne-am dorit noi. Clienții sunt foarte mulțumiți de această colaborare, că până la urmă clientul trebuie să fie cel mai mulțumit. Eu asta vreau să vă întreb. Este evident că OmniSig alocă o atenție specială companiei Safety Broker, de asta v-ați străduit să reluați legătura cu această companie de brokeraj. Ce evidențiază Safety Broker în piața românească de asigurări? Prin ce se detașează această companie de altele de profil? Pot să vă spun, nu știu că se detașează de celelalte, pentru că pe piață noi, după cum se știe, avem foarte mulți parteneri foarte, foarte serioși. Dar pot să vă spun că serviciile pe care le are Safety Broker sunt în concordanță cu principiile noastre, în sensul de a mulțumi clientul, într-un final, ca el să rămână partener nu pentru totdeauna, că nu poți să știi în viața asta ce se poate, dar pe o perioadă foarte lungă de timp. Și domnul Viorel Vasile a constatat că și noi avem niște servicii de calitate, plata rapidă a daunelor, apropierea foarte mare de client, da? Și cam asta ar fi aturile, care, până la urmă, sunt cam aceleași și într-o parte, adică ele cam se intersectează. În dacă aveți obiective comune. Exact. Și valori comune și valori de business. Ați văzut că premiul care l-a primit compania OmniSig în cadrul acestei adunări, acestui seminar, a fost premiul pentru servicii foarte bune, da? Așa că... Dar și dumneavoastră ați acordat premii cu prilejul acestei conferințe. Spuneți-ne câteva cuvinte despre aceste premii pe care le-ați oferit. Pe ce criterii au fost ele oferite și cui? Păi, în primul rând, primul premiu a fost acordat pentru franșiza de la Pitești, pentru asigurări grele, experți în asigurări grele, pentru dezvoltarea portofoliului de asigurări de camioane. După cum se știe, domnul State are un rol foarte important în zona Piteștiului, pe partea aceasta de asigurări. Și chiar este un intermediar foarte valoros. Premiul 2 a fost acordat doamnei Corina Cabuz de la sucursala franșiza Brașov, pentru faptul că, deci, practic, așa cum a zis și dumneai în cadrul conferinței, a dezvoltat foarte mult partea de retail, chiar ăsta a fost și premiul, da? În toate zonele care aparțin sucursalei din Brașov și sperăm că și anul viitor să dăm și alte premii pentru alte criterii de, să zicem așa, valorice, da? Nu numai astea două.